Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția din această duminică a emisiunii noastre. Ne aflăm în aceste momente la Biserica cu Hramul Sfântul Mucenic Valerie din Chișinău, o biserică care de această dată ne-a atras printr-o icoană deosebită care se află printre pictura bisericească din acest sfânt lăcaș. Și anume este vorba despre icoana Sfântului Evgenii Militaru, un sfânt al timpurilor noastre, un sfânt mucenic care încă nu este canonizat, dar a cărui act de eroism, a cărui act martiric este cunoscut în întreaga lume ortodoxă. Este un sfânt care în 1996 a pătimit în Cecenia, acolo unde a fost decapitat pentru că a refuzat să-și scoată de la gât crucea creștină pe care i-a dat-o mama lui ca binecuvântare atunci când a mers să își satisfacă serviciul militar, atunci când a mers la armată. Sfântul este originar din Rusia și este deosebit cinstit, mai ales în regiunea în care s-a născut. Noi, în această biserică cu hramul Sfântul Mare Mucenic Valeriu, vom afla mai multe de la Părintele Valeriu, care păstorește acest sfânt lăcaș, despre cum a apărut ideea pictării acestui mucenic în biserica de aici, dar oaspetele emisiunii noastre de astăzi este și un creștin din România, Corneliu Popescu, care a fost și el militar de profesie și a avut fericită ocazie să meargă la locurile în care s-a născut mucenicul Evgenie și să afle mai multe despre viața acestui sfânt mucenic. Rămâneți în continuare pentru a afla mai multe cu emisiunea noastră. Corneliu Popescu este un creștin evlavios din România care a mers în mai multe pelerinaje. A fost militar de profesie și are o evlavie deosebită pentru sfinții militari. De aceea, când a auzit pentru prima dată despre mucenicul Evgenie Militarul, a hotărât să afle mai multe despre el. Eu fiind fost militar de profesie, vă dați seama, când am auzit despre mucenicia lui, am citit o carte în România, primită de la un creștin, și m-a impresionat foarte mult curajul și credința acestui tânăr care a mărturisit pe Hristos fără ezitare în fața fanaticilor ceceni. În momentul în care a fost prins, capturat, torturat și a refuzat să scoată crucea de la gât, el a fost martirizat în anul 1996, pe 23 mai, an în care, bineînțeles, el era declarat dezertor de unii dintre ai lui. Dar mama lui, bineînțeles, nu a crezut așa ceva, precum a mărturisit că el este un patriot și își iubește țara și nu trădează, nu dezertează. Mama lui a hotărât să meargă să-l caute în Cecenia. Dumnea ei a fost cam în jur undeva la 18-20 de ori în Cecenia să-și caute fiul. A aflat că a fost ucis cu bestialitate, torturat și ucis. Și a început drumul calvarului, ca să zic așa, de mama lui, căutându-l, l-a găsit, a vorbit chiar cu ucigașul lui, i-a dat trupul fără cap pe o sumă de bani, după care a venit acasă, s-a dus înapoi, iarăși i-a căutat capul, l-a găsit, l-a pus într-un sac și l-a dus acasă. Vă dați seama prin ce a trecut această mamă de mucenic. Mucenicul Evgenie Ostașul s-a născut la 23 mai 1977 în satul Ciberlei, regiunea Penza din Rusia, în familia lui Alexandru și Lubov Rodionov. La 25 iunie 1995 a fost înrolat în rândurile armatei ruse, trupele de grăniceri. La 14 februarie, împreună cu alți câțiva grăniceri, au oprit o ambulanță în care erau transportate ilegal arme. Mașina era condusă de un general de brigadă cecen. Soldații au fost luați prizonieri, iar autoritățile ruse i-au declarat dezertori după ce nu i-au găsit pe loc. Abia după ce a fost efectuată o cercetare mai amănunțită a locului, în care au fost găsite urme de sânge și semne ale unei lupte, a fost luată în calcul versiunea capturării lor. Evgenie Rodionov a fost ucis la 23 mai 1996, în ziua lui de naștere și în ziua înălțării Domnului la cer.
Generalul de brigadă cecen a recunoscut în fața mamei soldatului și în prezența unui reprezentant al OSCE că l-a ucis pe Evgeni, spunând: el a avut de ales. Putea să-și schimbe credința, dar nu a vrut să-și scoată crucea de la piept. Evgenie s-a aflat timp de 100 de zile împrizonierat și a îndurat torturi groaznice. Pentru că a refuzat să-și scoată crucea de la piept, a fost decapitat. Crucea mucenicului a fost găsită de mama lui pe trupul decapitat. Mucenicul Evgenie Ostașul a fost înmormântat în apropierea localității Satino-Ruscoe, la 45 de kilometri de Moscova, lângă o biserică cu hramul Înălțarea Domnului. Din momentul în care a aflat mai multe despre viața mucenicului Evgenie, Corneliu Popescu și-a pus un gând bun ca să ajungă la mormântul mucenicului. Dorința mea a fost întotdeauna, că am fost militar de profesie, să ajung și odată la mormântul mucenicului. Slavă Dumnezeu pentru toate că am ajuns. M-am dus cu un moldovean de aici, de pe loc, din zona Orheilu, care a stabilit acolo. M-a așteptat, ne-am dus în satul lui, la mormântul lui. Am intrat în bisericuță, ne-am închinat. Preotul respectiv de acolo, al locului, ne-a dat numărul de telefon al mamei lui. Am sunat-o, a răspuns, ne-a așteptat. Ne-am așezat și am început o discuție cu dumneai, foarte emoționată. Vă dați seama, mama mucenicului, când m-a văzut că vin tocmai din România, a fost foarte surprinsă. Da, eu am pus câteva întrebări, Anatolie mi-a tradus din rusă în română, a început să lăcrimeze mama lui, da, cu emoții, și eu, la rândul meu, vă dați seama, foarte emoționat. Stăteam în fața unei mame de mucenic, nu? Am rugat-o să-mi dea mie ceva în amintire de la Sfântul Evgenie, să am și o amintire. Ea a fost foarte receptivă, ne-a condus acasă și mi-a adus crucea mucenicului în momentul când a fost decapitat. Mi-a desprins, era într-o cutiuță, mi-a desprins banda, am sărutat crucea, această cruce pe care o port în mână cu nevrednicii, am atins-o de crucea mucenicului, care încă pe ață era sângele uscat. Această cruce o port peste tot unde am fost, în toate țările ortodoxe, în pelerinaj la Sfintele Moaște. Este făcută de un creștin din România care a fost catolic, s-a convertit la ortodoxie și din dragostea lui pentru ortodoxie mi-a dăruit această cruce. Să știți că am așteptat 2 ani ca să mi-o facă răbdarea, Dumnezeu mi-a încercat răbdarea și da, mi-a făcut-o foarte frumos și am dus-o în foarte multe locuri. Chiar și anul trecut am fost în Ecaterinburg, în pelerinaj la țarul Nicolae, unde a fost martirizat, la Sfânta Muceniță Elisabeta, la Sfântul Simeon de Verhotur, la Sfântul Vasilisc. Sunt mai multe moaște acolo unde se poate creștinul închina. Am atins-o peste tot unde merg. Am mare evlavie la această cruce. Da, după atâta răbdare să mi-o facă, Dumnezeu m-a bucurat și mi-a făcut o bucurie să o port peste tot, să o ating de Sfintele Moaște, de Sfintele Icoane, făcătoare de minuni, de locurile sfinte. Și eu duc peste tot cu mine să o sărutești creștinii, să împărtășesc bucuria cu toți creștinii ortodoxi. Icoanele mucenicului Evgenie Militarul pot fi întâlnite în biserici din Rusia, Serbia, unde este cinstit local, și Ucraina. Printre bisericile în care chipul pictat al mucenicului poate fi văzut, se numără și biserica Sfântul Valeriu din Chișinău. Părintele Valeriu Bazatin a ținut să picteze această icoană după ce a aflat despre mucenicia ostașului. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea Înalt Presfințitului Mitropolitul Vladimir și a tuturor prietenilor mei, după ce am ridicat biserică, a apărut întrebarea că să pregătesc biserica de pictură. Și fiind pe vremea aceea preot militar, unicul preot militar pe vremea aceea, am auzit povestirea despre ostașul Evgenie și toată biografia lui am auzit-o și mie mi-a părut și bine și rău. Mi-a părut în primul rând jale de el, dar pe de altă parte mi-a dat o tărie de caracter, întărire de credință, că uite el cum a procedat, s-a dus la moarte, dar să nu scoată crușilița de la gât, fiindcă eu mânat-o mămica când a plecat la
armată. Și atunci am socotit binecuvințe ca să găsesc chipul și pictorul să picteze. Mă bucur că am înfăptuit această mare, măreață faptă. Când am plecat la seminarul teologic în 1970, acolo l-am învățat pe Ștefan cel Mare, atunci nu era sfânt, încă în ceata Sfinților. Și brusc am aflat biografia lui, cu ce el e renumit. Și am aflat că el, după fiecare bătălie câștigată, el se mira. Asta trebuie de înțeles, că se mira că cum a putut el să câștige bătălia asta, văzând ce putere au Imperiul Otoman și puterea are moldovenii. Și iată, el a înțeles că bătălia câștigată este nu atât ca măestria lui, cât este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și după asta el a socotit cum poate să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru faptă măreață care i-a ajutat în bătălie. Și a socotit că se construiască o biserică. Și atât de aceea, după fiecare bătălie câștigată, ridicau un sfânt locaș. Eu atunci, având 17-18 anișori, a apărut și la mine un vis că noi creștem mari, să construiesc și eu o biserică. Și a trebuit să treacă 30 de ani și așa a fost, fie de la Dumnezeu, a apărut ideea că să construiesc o biserică. Și cu ajutorul prietenilor, cu binecuvântarea înalt preasfințitului, am ridicat sfânt locașul acesta. Printre relicvele de mare preț pe care le are din pelerinajele în diverse țări, Corneliu Popescu păstrează cu sfințenie și o parte din ața de la crucea mucenicului Evgenie Militarul, care i-a fost oferită de mama mucenicului. Ca și crucea pe care o poartă cu sine, și această sfântă relicvă o are la el pentru a oferi posibilitatea creștinilor cu care se întâlnește să îi se închine prin ea mucenicului. Evlavia deosebită pentru acest mucenic nu încetează în inima lui Corneliu și el vrea cu tot din adinsul ca toți să știe despre dăruirea pentru Hristos a mucenicului Evgenie. Este un mare mucenic. Eu ce am simțit la mormântul lui, să știți că n-am simțit foarte rar, am simțit așa o trăire și pur și simplu credeam că este cu mine acolo, prezența lui, îl simțeam acolo. E ceva inexplicabil. Fiind militari, noi avem așa o dragoste față de soldați mucenici care au primit martirajul pentru Hristos și am rămas foarte impresionat. Mama lui a fost foarte drăguță, vorbește foarte frumos, se comportă frumos. E ceva, o mamă extraordinară. Am făcut câteva poze acolo pe loc, la mormânt, cu mama lui, inclusiv cu crucea lui pe care o țineam în mână, după care ne-am despărțit cu lacrimi și mi-am văzut de următoarea călătorie în care era planificat. Sfântul Mucenic face minuni. Chiar în România avem acolo, a fost cazarmă unde am lucrat, a fost o mireasmă cu niște iconițe de ale lui, eu le-am lăsat acolo, am plecat, iar militarul respectiv seara s-a întâmplat exact în noaptea când a fost capturat Evgenie, mucenicul. Și acele icoane au... Prietenul meu, camaradul, mi-a spus că dacă aveam ceva în rucsac, ceva tămâie, mir, ceva, că mirosea foarte puternic acolo. Eu plecasem, s-a întâmplat seara după plecarea mea. El mi-a zis, măi, când ai fost aici după amiază, ai avut ceva la mir, la tine? Nu. Și că aici, nu știu, seara numai miros de mir era. Eu am lăsat câteva iconițe cu el ca să le plastificăm, să le împărțim la camarazi, fiind militari. Eu am plecat și a doua zi am aflat că Evgenie... Îmi pare rău că mă doare sufletul că nu este canonizat oficial. Am înțeles că în Serbia, un mitropolit al Serbiei, al locului, l-a canonizat. M-aș bucura să fie canonizat de toate țările ortodoxe, pentru că este un mare mucenic
și merită, prin ce a răbdat el, mucenicia și curajul care a avut. Deci, pentru noi, ortodoxii, este canonizat cu toată inima, cu tot sufletul și așteptăm și oficial de, inclusiv biserica rusă, română, cea din Moldova, toate bisericile ortodoxe să fie canonizat, să ne bucurăm de acest mare ostaș al lui Hristos. Un alt sfânt pentru care Corneliu a căpătat o evlavie deosebită este și Sfântul Varvar Tâlharul, un fost tâlhar care a ales calea pocăinței. Corneliu a mers și la moaștele acestui sfânt. Pe acest sfânt îl caut de foarte mulți ani, nu-l găseam. Informațiile de pe internet erau eronate, știam care moaștele a fost grec de origine și moaștele le are în Grecia. Am dat de un preot care, din România, care a făcut studiile în Grecia, mi-a spus că l-a găsit, este un sfânt al locului dintr-un sat trifos și am hotărât să mă duc să-l caut, să mă închin la moaștele lui. Da, am ajuns acolo, minunea a fost că am ajuns exact de priveghere, a doua zi fiind hramul mucenicului Varvar. Vă dați seama, am mare bucurie după atâția ani de căutare, Sfântul Varvar mi-a făcut bucuria să mijlocească la Dumnezeu, înainte Preasfintei Trăimii și a Maicii Domnului, să ajung chiar de hramul sfântului. Ca de obicei, vă dați seama, la mormântul lui am făcut poze, grecii se mireau foarte mult, că m-am dus cu încă un prieten din Iași, un creștin, se mireau foarte mult de cum am venit noi până acolo, din România. Da, craniul Sfântului era într-o casetă pus la închinare, ne-am închinat, această cruce din nou vă mărturisesc, am atins-o chiar de craniul Sfântului, ne-am bucurat, a fost un sfânt mare și este, el a fost un tâlhar, că se spune în tradiție că a avut peste 200 de crime, tâlhărea, violea. Deci era de groază, era de temut. Până s-a căit, s-a pocăit, s-a spovedit, a trăit cu dobitoacele, chiar pe icoană o să vedeți reprezentat cu lanțul, a trăit cu dobitoacele, el n-a mers 12 sau 14 ani, a mers numai ca animalele în patru labe, nu s-a uitat la față de om, pentru căința lui care a avut-o, și Dumnezeu a fost omorât de trei vânători, l-au confundat într-un lan de grâu sau de porumb, nu mai știu exact, văzându-l, au crezut că este un animal și au tras cu săgețile, cu arcurile și l-au rănit. Când a văzut că până la urmă este om, a murit mucenic, dar face mari minuni. Are moaște și în Italia, că cruciații în perioada aia au furat din moaște și le-au dus prin Italia. N-am dat de urmele lui acolo, dar în Grecia am dat de mormântul, de moaștele lui. Fiind grec de origine, m-am bucurat iarăși de acest mare sfânt al Ortodoxiei. În numeroasele pelerinaje prin care a mers, Corneliu a încercat să se adâncească spiritual în tainele credinței. Este convins că păstrarea tradițiilor strămoșești va contribui și la perpetuarea credinței. Dar pentru aceasta, mai spune Corneliu, este nevoie să fim păstrători fideli ai datinii străbune. Este nevoie să revenim la vechile tradiții pe care, pe alocuri, le-am pierdut. Și acest apel la tradiție nu este îndreptat spre un model conservator, ci este un apel la experiența bimilenară a bisericii, o atașare de izvorul credinței care nu se învechește niciodată, pentru că este veșnic nou. În sensul acesta, icoana bizantină și tradiția pictării ei, crede Corneliu, ar putea fi un exemplu viu al păstrării tradițiilor nepieritoare ale bisericii. Mă cam doare sufletul puțin așa că tradiția asta a icoanei s-a cam pierdut. Nu în totalitate, dar ne-am bucurat să mergem pe calea Sfinților Părinți, să introducem din nou icoana bizantină, care este canonică, pentru că Sfinții Părinți au lăsat ceva și în icoană ca să păstrăm și noi ne-am cam pierdut, le-am înlocuit cu cele realiste și umaniste. Da, icoana bizantină este ceea ce este Sfântul Apostol Luca a pictat trei icoane când s-a dus la Maica Domnului și le-a binecuvântat. Odighitria, adică îndrumătoarea, Eleusa, mângăitoarea, și Oranta, adică rugătoarea. Și de acolo pleacă istoria iconei bizantine. O putem vedea și în catacombele romane, freșele bizantine care au rămas,
Nu prea se vorbește despre mari pictori bizantini care au pictat, începând cu Grecia, Rusia și România a avut, și Georgia s-a pictat în Serbia, în Trapezund, în Mistra, peste tot unde sunt mari, cum e Teofan Grecu, sunt Aneliu Bliov, în România l-am avut pe meșterul Gavril, un iar român, pictorul Teofil, am avut Nicodim Spiridon, Teodor Mărășescu de la Putna, în Georgia l-avem pe Ioan Iveropul, Sfântul Alipie și Grigorie, sfinții canonizați ca pictor zugrav din Kiev. A trebuit să, da, să ne întoarcem înapoi la Sfânta Tradiție, să nu uităm de muzica sacră bizantină, iarăși psaltica, care este descoperire îngerească în Orientul Mijlociu. Da, și am văzut în Moldova câte... Am fost în foarte multe biserici. Am văzut la Iaoloveni o bisericuță unde păstrează, s-a pictat așa mai bizantin. Undeva la zona telecentrului acolo, iarăși o biserică. În satul Dobrogea am mai văzut la o mănăstire câteva icoane bizantine. Da, să ne întoarcem așa la Sfânta Tradiție, să nu uităm că creștinismul nostru este de 2000 de ani și să păstrăm Sfânta Tradiție. Să încercăm să fim mai buni, să ne păstrăm, să eliminăm tot ce nu este ortodox, începând de la aceste sărbători care vin din Occident și din America, cu Valentine's Days, 8 martie, 1 martie. Știm bine că sărbătoarea femeii, cea mai mare, două mari sărbători, este de bună vestire, că Maica Domnului a fost însărcinată, deci prin Duhul Sfânt a rămas însărcinată. Și a treia, Duminica Mironosiților, care este pentru femei, să le cinstim, să le acordăm atenția deosebită pe care le merită. Să avem grijă să nu cedăm în fața presiunilor din toate părțile, tot fel de filozofie sau și la noi în România, să știți că tot fel de filozofii, de învățături greșite și mincinoase apar, prorocii mincinoși care vin, tot fel de practici păgâne și asiatice, începând cu tot fel de meditații. Deci astea nu aparțin de noi și noi trebuie să urmăm calea lui Hristos, a Evangheliei, și să nu cedăm până la capăt. Asta este important. Păstrarea valorilor strămoșești și exemplul sfinților sunt câteva dintre îndrumarele noastre pe calea credinței autentice, iar exemplul celor doi oameni îmbunătățiți despre care ne-a vorbit oaspetele emisiunii noastre de astăzi este o călăuză pe această cale. Exemplul sfinților este unul pe care biserica ne îndeamnă să-l urmăm în viața noastră de zi cu zi. De aceea, în calendarul creștin ortodox, sunt incluși sfinți de diverse categorii, mărturisitori, sfinți cuvioși, etc., etc. Dar, desigur, unul demn de urmat este și exemplul sfinților martiri ai bisericii ortodoxe. Ne aducem aminte că în primele veacuri creștine, pe mormintele sfinților martiri s-au constituit primele biserici creștine. Și atât că, în sensul acesta, și exemplul Sfântului Evgenie Militarul este unul demn de urmat. Desigur că în această epocă pe care noi o numim și care se vrea una a toleranței, este de neînchipuit cum, până în ziua de astăzi, oameni diferiți mor pentru că își mărturisesc credința. Desigur că este de neînchipuit cum astăzi încă mii de creștini în întreaga lume își găsesc sfârșitul doar pentru faptul că mărturisesc credința în Hristos, Dumnezeul nostru. Sperăm că Sfântul Evgenie, prin exemplul vieții lui, v-a adus și dumneavoastră acest imbold de a urma cu tărie și fermitate credința în orice împrejurare. Iar exemplul Sfântului Varvar Tâlharul, aceste două exemple despre care ne-a mărturisit invitatul emisiunii noastre, Corneliu Popescu, ne-a dus iarăși această încredere în faptul că pocăința este una care deschide porțile Raiului, că pocăința este cea pe care creștinul, asumându-și-o, primește iertare de la Dumnezeu. Cu aceste gânduri, doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea noastră de astăzi și în continuare vă invităm să urmăriți și alte subiecte.